chiar nu știu de ce a făcut culoarea asta. Da, uite, au mai făcut un izvor. Aici avem băile Neptun. Podul a fost nou refăcut. Făceau baie acolo în... Se decurge apa pe lângă ele. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Ne aflăm în stațiunea Băile Herculane. Vizităm câteva dintre obiectivele turistice din zonă. Suntem cazați la pensiunea Holiday Maria, o pensiune foarte frumoasă și cu condiții bune, vă recomand să mergem. Stație de apă termală. Nu pare deloc modernizată. E, cum, nu vezi că au țevi de astea de... Ce? Țevi de curge plastic. Apa pe lângă ele. E prea mult. Și miroasa... Vouă plăcite. A sulf. Da. Casa de la Poduros. Arată interesant. Izvorul Conteselor. Mântui, frună, oară, foarte bună. Asta ce e? Frună, asta e pară. Aici e complex Cerna, de tratament balnear, renovat, dar chiar nu știu de ce a făcut culoarea asta. Atât de galbenă este. De la sud. Făcut un izvor. Da. Ăla e ălbic, vechi, de aia la acolo. Aici avem băile Neptun. Monumentala clădire a fost ridicată în anii 1883-1886, fiind la vremea respectivă una dintre cele mai moderne edificii balneare. Pentru realizarea planului arhitectural s-a organizat un concurs național de proiecte. Aici era pavilionul central, în partea stângă erau băile termosulfuroase, iar în partea dreaptă erau băile termosaline. Aici avem hotel Decebal, hotelul lui Franz Josef. A început un proces de restaurare și fațada arată destul de bine. Patrimoniu pentru promovarea turistică.
podul a fost nou refăcut, nou construit. Ăsta e podul de piatră, monument istoric. A fost construit în anul 1865. Au pus ei acum presca. Da, posibil să fi fost cumva. Da, și a fost niște lumini acolo, s-a prins de toarnă la două fost. Da, da, l-au făcut și foarte frumos. Foarte frumos, l-au renovat. Nu că nu se trece de după față, da? Și aici porțiunea asta face parte din hotel, după cum observ. Intrarea asta. Și ajungem în piața Hercules. Au fost puse de legiunile lui Traian. Aici hotelul Ferdinand, ce a funcționat până de curând. Nu știu de ce l-au închis, probabil că nu mai era rentabil. Așa era o cameră la etajul nostru, nu. Dacă n-au apă termală. Termală era aici. Da. În clădirea asta. Da, în cupola asta. Și noi am intrat să întrebăm și au zis că nu mai beneficiază de apele termale de aici. Da, că plăteau chirie și nu li s-au mai dat. Dacă au pierdut apele termale, au pierdut și clienții. Probabil că e bazinul. Da, Baia Diana. A fost construită din cărămidă în anul 1810. Iar în anul 1858 se reface sub forma actuală. Da, da, erau oameni, făceau baie acolo în cădițele acelea. Cât uite ăla. Sunt patru bazine. Da, mai e unul groasă pe ăla. Frate, s-o pe Herculie, uite-l pe ăla, da. Și acolo Afrodita? Da, aici tot baie ar trebui să fie. Așa, după cum arată, tot o baie. Se repete oarecum simetrică și iar statuetele alea două joacă chiar aceleași. Casa de intrare asta principală sunt și în parte. Da, cred că e simetrică. Da. Bine, cred că a mai fost iar renovat. Odată. Odată de două ori, cred că a mai fost renovat. Aici este izvorul Neptun 2, izvorul de stomac, izvorul Iosif, izvorul Anteu, apă minerală naturală sulfuroasă, clorurată, calcică, sodică, hipertermală și hipotonă. Izvorul Neptun 3. Scrie indicațiile. Este caldă. Și tot caldă. Deci bunica de timp. Tot voi să fi fost aici? Da, voi. Voi sunt izvoarele astea bune. Nu vezi tur la aia, uite. Pe acolo iese pabur. De la apă. La bazin. Vezi că e simetrică? Da. Și stânga și dreapta. Ceva, cred că ale hotelurilor, răstoara mare. Cred că baze de tratament ale hotelurilor. Da, da. Aici sunt două hoteluri.
nefuncționale, părăsite, Hotel Hercules și celălalt, nu știu cum se numește. Da, aici a fost restaurantul hotelului și barul hotelului Hercules și acolo bănuim noi că ar fi fost o bază de tratament, dar nu știm sigur. Este Villa Elisabeta, vila împărătesei Austriei, împărătesei Sisi, cu ceasul acela frumos sus, sau ce ceas trebuia să fie acolo sus. Da, citisem la un moment dat că ar fi fost renovată, dar aici în spate nu pare. Stațiunea Băile Herculane. Chiar dacă clădirile arată așa cum arată, stațiunea este totuși atractivă, are peisaje frumoase. Este așezată pe Valea Cernei. Cerna este un râu cu o lungime de 80 de kilometri, ce izvorăște din muntele Struru, de la 2070 de metri altitudine. Este situată la 165 de metri altitudine. Este o stațiune veche, de pe vremea romanilor, un important punct de atracție pentru aristocrația Romei antice, iar mai târziu pentru regi și regine din Europa. Izvonul Diana, numărul 3? Da, reabilitat și curge. Nu mai curge. Baia Diana funcționa acum câțiva ani. Și era legată de hotelul Ferdinand printr-un culoar. Noi am fost în 2016, am făcut revelion la hotelul Ferdinand și am făcut baie aici. Era undeva jos. Aici este piața Hercules, cu statuia lui Hercules și câteva clădiri foarte, foarte vechi. Unele dintre ele renovate, unele dintre ele în curs de renovare, în curs de renovare sau în curs de... Da, parculețul ăsta din centru l-au amenajat frumos. Uite acolo, tari. Adulți 15 lei, pensionari 10 lei, elevi, studenți 10 lei. Program de la 9 la 19 la băile Apollo. Cu o istorie de aproape 2000 de ani. Aleea ce duce de la piața Hercules către Hotelul Roman. În dreapta avem râul Cerna, în stânga sunt frește ce reprezintă scene din războiul daco-roman. În dreapta avem munții Mehedinți și în stânga, nu se vede de aici, munții Cernei. Și în față avem Hotelul Roman,
primul centru termal din Herculane. Încă de pe vremea romanilor, izvor important inclus în cadrul hotelului. Aici este parcare, dar nu e nici mai așa. E o grotă. Da, e închisă, e lacăt. Aici avem clădirea gării din Băile Herculane, construită inițial ca un pavilion de vânătoare, după un model austriac, și chiar a fost pavilion de vânătoare al regelui Franz Iosif. Da, nu înverzesc, vara e foarte frumos și umbros. Nu, uite acolo e mai verde, uite, deja e înverzit. De 4 metri. Cât poate să fie de înaltă? 15 metri. Luăm trenul? Unde mergem cu trenul? La Constanța.